Cum era Cătălin Hăldan? Spune-ne și nouă câteva povești așa cu Cătălin Hăldan. De la juniori era un băiat foarte, foarte ambițios. Ți minte că și la jucând la o grupă foarte, foarte valoroasă și când dădea un gol la era scorul 14-15-0, tot se bucura și era parcă dăduse golul campionatului. Tot timpul înainte de ți minte că înainte de să termine perioada junioratului, era cumva supărat că nu am și pe el odată la echipa mare să demonstreze că și el este foarte bun. Făceai parte din echipa lui Dinamo în anul 2000, în acel an tragic pentru suflarea dinamovistă și pentru întreg fotbalul românesc. Ai jucat în amicalul ăla de tristă amintire de la Oltenița? Da, am jucat. La pauză, domnul Cornel Țelner era atunci. Ne-au zis să ieșim toți și să ne schimbe, să ieșim toată echipa. Singurul care nu a vrut să iasă a fost Cătălin. A zis că mai joacă un sfert de oră. Și din păcate n-au trecut, cred că mai mult de 5-6 minute după ce s-a reluat jocul și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Se știa cumva în vestiar de unele probleme cardiace pe care el le-ar fi avut? Nu.